am fost înviați, eram morți, dar spune, noi acum am murit și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aș vrea să ne gândim la lucrurile acestea și cuvintele acestea să ne cerceteze inima, pentru că o luptă mare pe care o avem fiecare dintre noi, o am eu și poate mulți dintre dumneavoastră aveți aceeași luptă, este ca să asculți de Duhul lui Dumnezeu și să omori mădularele firii pământești. Știm că este acest conflict continuu, dar ceea ce este deosebit și aș vrea să nu uităm niciodată, acest Mântuitor iubit care a venit prima dată pe pământul acesta ca să ne mântuiască din păcatele noastre, Apostolul Pavel spune, când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Noi am gustat din bucuria aceasta părtășiei și ori de câte ori suntem în prezența lui Dumnezeu, dulce este părtășia aceasta și ar trebui să fie întotdeauna lucrul de care să ne bucurăm fiecare dintre noi. E o bucurie când suntem acasă în părtășie cu Dumnezeu, în cămăruța noastră, dar e bucuria aceasta a copiilor lui Dumnezeu, e părtășia aceasta care o avem în biserică ca frați și surori și Domnul Dumnezeu să ne ajute să ne bucurăm de această viață nouă. Și cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu ne-o dă prin învierea din morți este că a biruit puterea păcatului și a morții. Amin? Amin. Și suntem eliberați prin Domnul Iisus Hristos și viața noastră aparține Lui. De aceea umblăm după lucrurile de sus și căutăm împărăția lui Dumnezeu, de aceea ne gândim la lucrurile de sus. E adeseori că adeseori mintea noastră se frământă și cu lucrurile acestea. E normal să facem lucrul acesta, dar e în același timp important să ne dăm seama, viața noastră îi aparține Lui. Suntem în mâna Lui. Și așa de ușor putem cădea în această stare de îngrijorare. Oare ce se va întâmpla? Interesant este că dacă nu m-am simțit puțin bine și am început să caut pe internet, te apucă groaza câteodată, ce posibilități îți dau oamenii ăștia, te doare aici, te doare dincolo. Dar viața este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, viața noastră, amin, și mare bucurie să ne desfătăm. Suntem copiii lui Dumnezeu, aparținem Lui și frumusețea aceasta a relației dintre noi și Dumnezeu ca Tatăl nostru prin Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, este cea mai mare binecuvântare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru musafirii noștri. Domnul să vă binecuvinteze încă o dată. Mulțumesc Domnului pentru fratele Vasile. Domnul să binecuvinteze cuvântul care ni-l va da prin el. Domnul să binecuvinteze pe fratele Edward și Domnul să binecuvinteze și să-și reverse îndurarea lui peste cei ce nu pot să fie cu noi. Înțeles, fratele Edward mi-a arătat azi dimineață, Aurora este în Windsor, am fost acolo la frații noștri și ne-am bucurat împreună cu ei și noi cu mulți ani în urmă. Domnul să-i binecuvinteze pe cei ce sunt în Windsor sau în orice altă parte și Domnul să facă ca puterea Lui să fie revărsată și peste cei bolnavi. Aducem înaintea Domnului pe sora Camelia. Domnul Dumnezeu să intervină. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze familia. Domnul să o binecuvinteze și pe sora Magda. Rugați-vă în mod special ca Domnul să o atingă și să o întărească. Domnul să binecuvinteze pe toți cei ce au nevoie de puterea de vindecare a lui Dumnezeu. El e Dumnezeul care ne vindecă. Amin? Amin. Și slavă lui Dumnezeu, trebuie să venim cu încredere înaintea lui Dumnezeu în rugăciunile noastre și să nu ne îngrijorăm. Pentru că El știe ce este mai bine pentru noi. El știe ce ne ajută pe fiecare dintre noi și atunci când Dumnezeu ne dă o încurajare și ai început să te simți mai bine și să te bucuri de o stare de sănătate, să nu uităm că binecuvântarea aceasta vine de la Dumnezeu. Amin. Domnul să-l binecuvinteze și pe fratele Vasile, pe fratele Timotei și pe fratele Claudiu și Domnul Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi și Domnul să binecuvinteze lucrarea Lui. Haideți ca să stăm înaintea lui Dumnezeu fiecare în rugăciune
și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această viață nouă, să-L lăudăm pe El pentru părtășia aceasta și să ne bucurăm de această dragoste nespus de mare a lui Dumnezeu pentru noi. Ne rugăm Domnului. Amin. 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 Veșnic te vom lăuda, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru că Tu ne iubești așa cum suntem. Amin. Tu privești cu milă și cu îndurare față de copiii Tăi care Te caută în fiecare zi. Amin. Nu numai la biserică, ci în orice circunstanță, că e bine sau e rău. Îți mulțumim că ne iubești, că Tu nu ți-ai retras dragostea de la noi. Amin. Îți mulțumim că Tu ai răbdare cu fiecare dintre noi și aștepți, Doamne, ca să creștem în credință. Amin. Îți mulțumim că Tu, prin orice mijloc ai lucrat la viața noastră, Tu ne vrei binele. Amin. Pune această convingere în inima mea și în inima noastră a tuturora. Amin. Ca să nu cădem de oboseală în facerea binelui. Amin. Să nu cădem de oboseală când e vorba să venim la casa Ta. Când e vorba să facem ceva în numele Tău, Doamne, ajută-ne! Ispita vine, ispititorul vrea să ne despartă de Tine și de harul mântuirii Tale, dar noi Te rugăm, dă-ne putere ca să-ți rămânem credincioși. Amin. Doamne, abate de la noi orice alt gând care ne-ar duce cu privire la lucrurile de pe pământ. Tu știi că ne îngrijorăm, Doamne, și n-am vrea ca îngrijorarea aceasta să stingă credința noastră. Ajută-ne să aruncăm asupra Ta toate îngrijorările noastre, convinși fiindcă Tu ne vei purta de grijă. Ajută-ne la aceasta, Doamne. Duhul din noi ne sprijinește și când suntem bolnavi. Mulțumim frumos pentru aceasta. Amin. Te rog să sprijinești cu Duhul Tău pe frații și surorile amintite. Amin. Care sunt bolnavi, Doamne. Atinge-te de trupul fiecăruia de bolnav. Și noi câteodată suntem bolnavi și știm ce înseamnă neputința și durerea și suferința. Ne dăjduim că vei atinge pe Magda, pe sora Camelia, vei atinge și pe sora mea, vei atinge. Amin. Și vei binecuvânta și pe Vasile Usan și pe Tontei, pe Claudiu, toți care avem boli în trup, Doamne, atinge Tu, pune mâna Ta, dacă credința noastră e mică, Tu ești tare, Doamne, Tu ești mare și noi ne dăjduim în Tine. Amin. Binecuvintează pe cei ce astăzi sunt absenți aici. Amin. Tu cunoști motivele fiecăruia, te rog, măcar în gând, ajută-i să fie în duh cu noi aici la casa de rugăciune. Binecuvintează copilașii, binecuvintează bătrânii bisericii Tale, întărește-i în slăbiciunile lor. Binecuvintează și sprijinește-i cu duh de bunăvoință. Amin. Dă har peste cuvântul care va fi versit. Amin. Întărește pe fratele Vasile. Amin. Te rog să-i dai har și cuvânt potrivit pentru starea sufletească a fiecăruia. Amin. Dintre noi. Căci toți avem nevoie de Tine, Doamne. Și când plecăm acasă să socotiți fiind mântuiți. Amin. Atrage la Tine, Doamne, Te rugăm așa de mult și alți oameni. Amin. Care zac în păcat și pierzare. Atrage, Doamne, familii. Amin. Cu copii. Atrage la Tine, Doamne, și umple locurile acestea goale. Pentru slava numelui Tău și pentru mântuirea lor. Amin. Te rugăm. Și toate celelalte lucruri le credințăm în mâna Ta de Tată. Te rugăm, ascultă-le. Amin. Numai și numai în meritele Domnului Iisus. Amin. Amin. Te laudăm, Domnule, pentru că ai fost până acum cu noi, Domnule. Amin. În dragostea Ta ne-ai arătat dragostea Ta și nouă, Domnule. Ai pus mâna Ta peste noi, Domnule. Ne ții lângă Tine, Domnule. Amin. Mulțumim, Domnule, că ne ierți, pe Domnule, că de atâtea ori greșim și păcătuim, Domnule. Te rog frumos să ne curățești, Domnule. Amin. Și să ne uităm într-una la Tine, ajută biserica Ta, Domnule, să te slăvească pe Tine, Domnule. Amin. În orice momente, Domnule Iisuse. Ajută-ne, Domnule, să Te onorăm, să Te glorificăm mai pe Tine. Amin. Nimic, Domnule, să nu fie luat personal, ci totul să fie spre slavă numele Tău, Domnule. Amin. De aceea aducem înaintea Ta locurile goale din biserică, Domnule.
cei care au nevoie de tine, Doamne, adu-i în casa ta, Doamne, și vorbește-le, șoptește-le dragoste. Amin. În mod special ne rugăm astăzi pentru cei bolnavi din casa ta, Emanuel. Amin. Te rog frumos de fiecare persoană în parte, nu să te atingi, Doamne. Amin. Ne rugăm, Doamne, la fel, Doamne, și pentru cei dragi frați ai noștri din celelalte biserici, să te atingi tu de fiecare, Doamne, care are boală în trup, Doamne Iisuse, sau care are pe cineva în familia lor bolnav în suflet, Doamne. Amin. Te rog, vorbește și cheamă pe nume, numele Amin. Fiului Tău, m-a rugat. Amin. 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 Inima mea și să fii cu cei care nu sunt pocăliți, să Amin. Faci pe ei bun. Amin. Glorificăm numele Tău, Doamne, și te slăvim și îți mulțumim că după promisiunea Ta ești în mijlocul nostru. Amin. Ajută-ne, Doamne, pe fiecare să te simțim, să te simțim aproape, să te simțim la lucru în viața noastră. Amin. Ajută-ne să ne apropiem mai mult de Tine. Amin. Amin. Să suplețește-i, sfințește-i, Amin. Dă-le un cuvânt potrivit pentru noi, pentru starea noastră, pentru nevoile noastre. Amin. Și împreună dorim, Doamne, să te slujim aici pe pământ. Amin. Și te rog, Doamne, ca împreună și împreună cu cei dragi ai noștri să ne ajuți să fim odată cu Tine, slavă. Amin. 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 Mulțumim frumos. Amin. Amin. Mulțumim pentru că ești. Te rog, Doamne, să ne cunoști, să ne vezi inimele și ființele noastre, pentru că după voia Ta și ne ajungi în fiecare zi să fim mai aproape de Tine. Amin. Să ne ajungi, Tatăl drag, să te căutăm numai pe Tine. Amin. Doamne, Tatăl drag, binecuvântă-ne în seara aceasta. Prezența Duhului Sfânt. Amin. Amin. Te rog să ai mila de biserica. Amin. Pocăință de sfințenie. Amin. Ne ajută, Doamne, să fim, Doamne, la înălțimea chemării Tale. Amin. Vrem să fim, Doamne, vrem să ne pregătim, să ne întâlnim cu Tine. Ajută-ne, Tatăl drag, și ajută-ne pe copiii noștri și nepoții noștri. Amin. Fie gata, Doamne, să se hrănească cu Tine. Păzește-te al tacului celui rău. Amin. Amin. Tatăl nostru ceresc și eu vin prin numele Domnului, în numele Domnului Iisus, prin jertfa Lui, prin trupul Lui frânt, că verdeaua s-a rupt în două, a reprezentat trupul Tău, Doamne Iisuse. Este așa mare lucru când zicem, venim în numele Domnului Iisus, la Tată, pentru că mare sacrificiu ai făcut, Doamne Iisuse, ca noi astăzi stăm aici și putem ca să venim în numele Tău. Te rugăm să ne ierți de orice ce nu este după voia Ta, să ne mai sfințești, să ne curățești ca o biserică. Îți mulțumesc, Doamne, că ai fost prezent în locul acesta și dimineața. Mulțumim, Doamne. Puterea Ta s-a arătat în slăbiciunea fratelui nostru ce ne-a vorbit dimineața.
așa de multe rog să ne transform pe toți. Amin. Să ne vedem în mare nimica și și în seara asta, Doamne, cine o să vorbească din cuvântul Tău. Te rog, Doamne, ajută ca să dai seama ce slabi suntem noi, ce slabi și prin slăbiciune, prin ce mici suntem, ce nimic suntem, puterea Ta să se vadă. Amin. Suntem puțini și e ok, Doamne Iisuse, dacă Tu ești prezent, dacă Duhul Tău cel Sfânt, prezența Ta umple acest loc, locul acesta se va mișca seara. Amin. Și noi toți vom fi plini de Duhul Tău cel Sfânt. De Tine avem nevoie. Avem nevoie în familiile noastre, în bisericile noastre. E o reînnoire. Nu numai pentru o zi, ci permanent. Să venim în prezența Ta cu frică, cu temere. Și mâine, Doamne, Tu să fii prioritate în viețile noastre. Amin. Ne-ai dat 24 de ore. Măcar ți-am dat ție. Măcar o oră. O, Doamne Iisuse, Te rugăm, ajută-ne să începem ziua cu Tine, să terminăm cu ziua Tine, să umblăm cu Tine. Doamne Iisuse, Tu ne-ai spus, Tu ești calea noastră. Amin. Să umblăm cu Tine, că Tu ești calea. Să știm încotro să mergem cu Tine. Te rog să binecuvintezi poporul Tău, Doamne Iisuse, să fii prezent în locul acesta. Amin. Și fă ce ai spus la ucenici. Ai spus, dai, haideți cu Mine la un loc liniștit. Și ai dus pe ei să se liniștească cu Tine, să se întâlnească așa intim numai cu Tine, Doamne Iisuse. În seara aceasta, Tu mă, Doamne Iisuse, și pe noi, pe toți, într-un loc liniștit, amin, ca să Te auzim în seara aceasta, amin, așa cum stăm, să fie ceva între noi și Tine, ceva, să Te auzim, Doamne, întărește-ne, Doamne, în lumea aceasta, pentru că este atât de greu. Viețile noastre sunt pline, Doamne, cu greutăți, dar ajută-ne. Amin. Te rugăm, ai milă în seara aceasta de Camelia. Amin. Doamne Iisuse, locul nostru, dar trece prin niște încercări groaznic de mari, nici Tu poți să concepi. Te rog în seara aceasta, Doamne Iisuse, nu înțelegem cum intrăm prin atâta de castric, dar asta este în planul Tău. Te rog să o întărești. Amin. Și dacă trece prin necazul acesta, fă ca să simtă prezența Ta. Amin. Și fetița ei, și soțul ei, și toată familia. Amin. Doamne, Te rugăm, fă prezența Ta așa atât de puternic să fie în familia aceasta prin greutățile astea mari, ca să nu simte, Doamne, durerea asta fizică, ceva groaznic, și despărțirea care poate va veni în curând. Binecuvântează și ai milă de toți cei care sunt prezenți aici și sunt bolnavi, și sora Magda acasă, cine nu poate să vină la biserică, fiind-o cu picioare, trupul ei, ai milă de ei. Doamne Iisuse, mulțumim, ești același ieri, astăzi și tot în veci. Te rugăm, mai milă de noi, vindecă-ne, vindecă-ne trupește, vindecă-ne sufletește, vindecă-ne familiile. Caută pe cei pierzuți, pierduți în familiile noastre și du-le înapoi. Ai venit, Doamne Iisuse, Te slăbesc, pentru că Tu ai venit să zdrobești toate lucrările celui rău. Amin. Te rog să zdrobești în fiecare familie tot ce nu este după Tine, toate lucrările celui rău. Amin. Doamne, Te rog să înviezi morții, Tu ești învierea. Amin. Tu ești învierea, Doamne Iisuse, în Tine ne încredem. Și acum Te rog atât de mult, lasă ca Evanghelia asta atât de minunată, glorioasă, să fie vestită cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Tu să fii puternic prin niște oameni foarte, foarte slabi și neputincioși. Mulțumim că puterea Ta și Duhul Tău cel Sfânt este în vasele astea atât de neputincioase, atât de mici, atât de mare nimic cum suntem. Îți mulțumim și Te slăvim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Doamne, venim să Te mulțumim în seara aceasta pentru că
Amin. Amin. Și această bucurie, Doamne, fă-ne să o avem în fiecare zi, Doamne, și în fiecare zi să ne facem timp, Doamne, ca să putem să avem această părtășie cu Tine. Doamne, te rog ca Tu să ne binecuvintezi casele noastre, familiile noastre, copiii noștri, nepoții noștri. Doamne, Dumnezeule, îi punem în mâna Ta și dorim ca Tu să fii Cel care să-i păzești și să-i păstrezi, Doamne, Amin. Pentru Tine. Te rog ca Tu să-ți binecuvintezi Evanghelia Ta, Amin. Să fie vestită cu putere, Doamne, Amin. Să aibă putere, Doamne, de pocăință în viața noastră și Amin. Ajută-ne, Doamne, ca să ne putem pune la dispoziția Ta cu ceea ce suntem. Doamne, te rog, binecuvintează-ți în continuare lucrarea Ta, Doamne, și rog ca numele Tău să fie înălțat, Doamne, și numele Tău să fie proslăvit, pentru că Tu meriți, Doamne, toată cinstea și toată lauda. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Să ocupăm locul. Vom continua să lăudăm pe Domnul cu cântarea aceasta frumoasă, O cât mă simt de fericit că am Mântuitor. O, cât mă simt de fericit că am Mântuitor. Orfan, părăsit nu sunt, cu al meu bulvator. Slavă Mielului cel Sfânt, ce pentru mine a murit. Aleluia, 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 amin. Mi-a spus Iisus și mi-a promis prin al Său Sfânt Cuvânt. Se duce să-mi gătească loc în cer, locașul sfânt. Slavă Mielului preasfânt, ce pentru mine a murit. Aleluia, 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 amin. Aici călător și trec ca iarba-n câmp. În cer eu sunt moștenitor, unde îngerii cânt. Slavă Mielului preasfânt, ce pentru a murit. Aleluia, 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 amin. Mulțumim Domnului pentru că Domnul i-a pus pe inima fratelui Vasile din nou să fie împreună cu noi. Întotdeauna am fost binecuvântați de îndemnul pe care l-a adus din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să-l binecuvinteze și în seara aceasta. Domnul să binecuvinteze și pe sora fratelui Vasile din România și împreună cu fratele. Dacă aveți un cuvânt de salut pentru biserică, vă vom da oportunitatea după ce fratele Vasile ne va aduce cuvântul pe care Domnul l-a pus pe inimă. Domnul să vă binecuvinteze, fratele Vasile.
Mă bucur să fim din nou împreună. Așa, de vreo 2-3 ori pe an ne întâlnim. Asta e întâlnirea de primăvară. Am venit cu sora mea și cu cumnatul meu. L-am întrebat pe drum, acum ești de prima dată, nu vrei să ai un salut? Și el a spus, nu, eu sunt ascultător. Dar mă bucur că i-ați dat de lucru. Înseamnă că e locul lui pe aici. Mă bucur să fim împreună și ca întotdeauna vreau să am o meditație scurtă. Convingerea mea că ceea ce lucrează în inima noastră nu-i pledarea noastră, ci cuvântul care poate să rotească în inima noastră. Aș vrea să am o meditație scurtă din Iacov 1:22. Dacă puteți să o puneți pe screen, Iacov 1:22. Acolo scrie așa: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Aș vrea să repetăm dacă se poate, cu toții. Dacă reușiți să o puneți pe screen, dacă nu vă uitați în Biblie, Iacov 1:22. Dacă vă uitați în Biblie, uitați și pe screen. Și vrem să-l punem cu toți împreună. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Cred că suntem generația care ascultă cele mai multe predici, așa-i? Ascultăm la biserică, predică, ne ducem cu mașina, deschidem radio, ascultăm la radio, ne ducem acasă sau n-am fost la biserică, deschidem internetul și ascultăm predica la care n-am fost prezent. Ascultăm foarte multe predici. Problema e nu cu că ascultăm multe predici. Problema, suntem generația care probabil împlinim cel mai puțin cuvântul. Uitați ce spune cuvântul citit, versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Să fii înșelat. E dureros să fii înșelat. Ați fost vreodată înșelați? Să vă dau un exemplu sau două din Biblie. Dacă deschideți la în Genesa, la capitolul 27, acolo putem citi istoria lui Iacov și a lui Esau. Doi frați în care unul a înșelat pe celălalt. E dureros să fii înșelat, mai ales de fratele tău. Uitați ce a făcut Esau când a constatat că a fost înșelat de fratele său. Versetul 34 din Genesa 27 scrie așa: când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos mari țipete pline de amărăciune și a zis tatălui său: binecuvântează-mă tată și pe mine. E dureroasă înșelarea. Acum, dacă mergem mai departe, o să vedem că și Iacov a fost înșelat. Tot de cineva apropiat de el. E rău și e dureros să fii înșelat. Dar să te înșeli pe tine însuți e cel mai dureros, așa-i? Și Biblia ne spune că așa suntem noi atunci când ascultăm cuvântul și nu-l împlinim. Dar oare ce înseamnă să împlinești cuvântul? Cam cred că toți știm ce înseamnă. Dar dacă deschidem la 1 Iosua, puteți să puneți 1 Iosua cu 8? Iosua 1 cu 8. Dacă deschidem acolo la Iosua 1:8, scrie așa acolo: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Mi se pare extrem de clar cum explică Iosua aici ce înseamnă să împlinești cuvântul. Căutând să faci tot ce este scris în ea. Asta înseamnă să împlinești. Mi-amintesc de înaintașii noștri, de tata mi-amintesc. Tata zicea când aveam o problemă, cum scrie în Scriptură? Cum scrie în Scriptură? Așa trebuie să facem. Asta înseamnă să împlinim. Și uitați care sunt beneficiile. Vei izbândi în toate lucrurile tale. Îl vei lucra cu înțelepciune. Uitați care sunt câștigurile.
Acum, Biblia e o carte care vorbește la fiecare om, la fiecare grup de om, de oameni, la fiecare generație. Uitați dacă deschidem la Efeseni 6:1. Efeseni 6:1, acolo se adresează copiilor. Uitați, se scrie pentru copii. Efeseni 6:1. 2 și 3. O să citesc tot. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Știți ce înseamnă pentru copil să împlinească cuvântul? Să asculte de părinți. Dar uitați care sunt câștigurile dacă ascultă copiii de părinți. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Acum, care e scopul unui tânăr? Nu e așa ca să trăiască și să trăiască cât mai mult și cât mai bine. Exact asta îi dacă ascult de părinți. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Acum, dacă am văzut ce pierd, dacă am văzut ce câștig, oare de ce nu împlinim cuvântul? De ce nu împlin cuvântul? Sunt multe cauze. În împlinirea cuvântului sunt o serie de obstacole. Și aș vrea să nu privim la toate, dar aș vrea să privim măcar la un obstacol. Dacă deschidem la Matei 13, acolo-i pilda semănătorului. Și acolo ni se descoperă obstacolele care sunt în calea împlinirii cuvântului. Și primul obstacol care vreau să-l amintesc. Cine are urechi de auzit, să audă. Știți care e primul obstacol? Nu poți să împlinești cuvântul dacă nu știi. N-ai cum să-l împlinești dacă nu-l cunoști. Și nu-l cunoști dacă nu-ți deschizi urechea. Știți spre ce? Spre cuvânt. Știți care e problema deschiderii urechii? Avem atâta informație în jur că nu putem capta pe toată. E un fapt că nu putem cunoaște toată informația din jurul nostru. Depinde ce ascultăm. Dacă ascultăm cuvântul, cuvântul le adunăm aici. Dacă ascultăm altceva. Cine are urechi de auzit, să audă. Necunoașterea cuvântului, primul obstacol în împlinirea lui. Lucrurile nefolositoare ne văduvesc sau ne împiedică să le folosim, ne folosim de cele care sunt utile. Vă dau un sfat, dacă mergeți acasă, mergeți în cămară și aruncați tot ce nu e folositor de acolo. Dacă mergeți acasă, mergeți în basement și aruncați tot ce nu e folositor de acolo. Să vedeți câtă satisfacție vă aduce în viață. Pentru că atunci poți să spun lucrurile care sunt de folos. În ordine, le găsești la timp și te poți folosi de ele. Dar nu vă opriți aici. Dacă mergeți în mintea dumneavoastră, mergeți acolo și aruncați tot ce nu-i folositor. Și să ne dea Dumnezeu înțelepciunea să nu mai adunăm ce nu-i folositor. Știți de ce nu avem loc pentru cuvânt? Pentru că prea adesea e televizorul pe primul plan. Nu sunt împotriva televizorului dacă îl punem pe planul 2. Știți de ce noaptea nu facem ca David, nu cugetăm la cuvântul lui? Pentru că ultimul cuvânt care îl citim sau medităm la el seara nu e ăsta, ci de aici. Am spus copiilor mei, nu dormiți cu telefonul în pat. Mai bine aveți Biblia lângă voi. Pentru că ultimul cuvânt o să fie ce gândiți noaptea. Cugetă la legea Domnului zi și noapte. Știi că poți cugeta numai dacă îți pui Biblia lângă pat și un telefon în pat? Ăsta e primul obstacol, necunoașterea cuvântului. Și aș vrea să mai amintesc unul și să închei. Poate altă dată continuăm cu următoarele obstacole. Ăsta e al doilea. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și repește. Al doilea obstacol este neînțelegerea cuvântului. Amintiți-vă, primul obstacol e necunoașterea cuvântului, al doilea, după ce l-ai cunoscut, l-ai citit, neînțelegerea.
Știți cum înțelegem cuvântul? Nu numai cuvântul, cum înțelegem orice, atunci când dăm atenție cuvântului. Suntem în biserică, dăm atenție cuvântului. Să știți că dacă dăm atenție cuvântului, în mare parte îl înțelegem. La fel, așa cum nu putem cunoaște toată informația, nu ne putem concentra tot timpul la același nivel. Fiți siguri de asta. Dacă mă concentrez oriunde, la lucru sau la lecția care am o oră, e ok. Nu pot să mă concentrez 8 ore la același nivel. De aceea e binecuvântat omul care are un loc și un timp pentru cuvânt. Când știe că locul ăla și timpul ăla e pentru cuvânt, când se poate concentra la cuvânt, când își poate deschide mintea la cuvânt. Frații mei, neînțelegerea cuvântului nostru putem elimina în mare parte dacă luăm atenție sau dăm atenție cuvântului. Apoi știți cum înțelegem lucrurile? Mergem la un profesor să ne explice, da? Așa le înțelegem. Vă dați copiii la școală, știți de ce? Ca să învețe să înțeleagă lucrurile. Așa și cu Biblia. Trebuie să aveți un profesor. Duhul Sfânt este cel care ne luminează, ne deschide mintea. Să-i cerem ajutorul lui tot timpul. Să vedem așa cum s-a rugat cineva să recunoaște că suntem slabi, că fără lumina lui nu înțelegem lucrurile. Să ne dea el lumina. Amen. Și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-o dă. Amen. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt. Domnul Dumnezeu să ne ajute să nu fim ascultători uitoci. Amin. Haideți să cântăm spre slava Domnului următoarea cântare. Vreau să am pe Iisus cu mine, că nu pot merge singur. Vreau să am pe Iisus cu mine, că nu pot merge singur. Am să simt a Lui prezență, pe-a Lui braț eu sunt sigur. Cu al meu Domn am să mă tem, mă las dus unde vrea El, fără de murmur voi să merg în urma Domnului meu. Vreau să am pe Iisus cu mine, căci credința mea-i slabă. El îmi dă bune cuvinte, har și pace El îmi dă. Cu al meu Domn am să mă tem, mă las dus unde vrea El, fără de murmur voi să merg în urma Domnului meu. Vreau să am pe Iisus cu mine, pe calea-mi de peregrin. El furtunile alină ce asupra noastră vin. Cu al meu Domn n-am să mă tem, mă las dus unde vrea El, fără de murmur voi să merg în urma Domnului. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta.
Câteva anunțuri pentru Biserica Domnului. Serviciile obișnuite sunt duminică dimineața la ora 10, după masa la ora 5. Miercuri, cu ajutorul Domnului, ne întâlnim la ora 6. Am învățat despre Moise, Avram și miercuri aceasta vom învăța despre Noe. Un anunț special, avem o invitație din partea fratelui pastor Delionuț de la prima biserică baptistă de pe Ashland. Pe data de 25, frații ne-au invitat să fim împreună cu ei la serviciul de dimineață și după masă ei vor fi împreună cu noi la serviciul de seară în locul acesta. Cu ocazia aceasta vor fi și frații de la alte biserici, la biserica de pe Ashland. Rugați-vă ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze părtășia în biserici și între biserici. Domnul Dumnezeu să ne ajute să putem să practicăm învățătura dragostei Domnului Iisus Hristos între noi întotdeauna. Amin. Acum ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie în timpul unei cântări. Orchestra va lăuda pe Domnul cu o cântare. Slăviți să fie Domnul! Mulțumim fratelui Vasile pentru cuvântul care ne-a adus, pentru meditația, așa cum o numește el, eu numesc cuvânt. Și vreau să întreb când e următorul, când e data următoare când o să veniți aici. Când e adevăr. Dar iarna ați fost? Cred că da. A fost iarna? A trebuit să veniți încă o dată în primăvara asta. Lumea nu-și aduce aminte. Mulțumim mult. Dimineața, fratele Puiu ne-a făcut o provocare. Cel puțin mie, frate Puiu.
Cineva a spus, evanghelistul Ioan nu e așa cum ni se pare nouă uneori. Noi am pus acest nume, l-am agățat de Ioan numele de apostolul iubirii sau apostolul dragostei. Cineva a spus, când îi vei citi cele trei epistole lui, dar citește-le foarte atent, vei observa că este foarte radical în cuvintele lui. Este unul care spune, dacă ești cu Dumnezeu și păcătuiești, scuze, dar ești dat dracului. Numai că nu le spune așa. Ascultați cuvintele lui. Oricine are nădejdea aceasta în el se curăță după cum el este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Cam păcătuim. Oricine rămâne în el nu